Un tânăr din comuna Gostinar, județul Giurgiu, s-a gândit să scoată bani din vânzarea țigaretelor, însă nu legal. Acesta confecționa țigări din diferite cantități de tutun prelucrat și tuburi goale, cu ajutorul unor aparate artizanale. La data de 19 februarie anul curent, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au documentat și probat activitatea infracțională a unui tânăr de 29 de ani din comuna Gostinari, județul Giurgiu, care a comercializat de la domiciliul său țigarete fără marcaj fiscal. În urma percheziției efectuată de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor, au fost descoperite la domiciliul fabricantului 600 de țigarete confecționate artizanal, 800 de tuburi, 4 aparate manuale pentru confecționare și aproximativ 2 kg de tutun prelucrat. Bunurile au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor. Persoana în cauză este cercetată în stare de libertate pentru deținerea în afara întrepozitului fiscal a mai mult de 1 kg de tutun prelucrat și comercializarea de produse accizabile supuse marcării.